Din convertire se înalță
la prezența lui Dumnezeu, lui Hristos, care vine și ne propune Evanghelia. Este acea bună. Evanghelia înseamnă salvarea noastră. Prin predicarea Evangheliei, Iisus Hristos ne arată că noi suntem destinați în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Convertiți-vă și credeți Evangheliei. Ne trebuie să descoperim împărăția lui Dumnezeu în lumea aceasta a simțurilor, a problemelor, a situațiilor grele, a durerilor noastre cu pești. Lumea nesiguranței în care ne aflăm, în care omul se așteaptă la mai bine, din punct de vedere lucrăsc, dar de multe ori speranțele lui nu sunt împlinite. De aceea omul trebuie să se caute pe sine, nu ca o ființă destinată numai acestui lume, ci trebuie să vrea să mă comune cu acela care îi dă viața și care ne răspunde. Să ne rugăm, să medităm Evanghelia de astăzi, luatul după Sfântul Marcu. De obicei, în prima duminică se citește Evanghelia Ispitirii lui Iisus, Evanghelia după Sfântul Matei, care s-a citit anul trecut. Am văzut cele trei moduri ale Ispitirii lui Iisus. Iisus a fost ispitit de trei ori și am explicat acest lucru. Dar Sfântul Marcu este foarte concis. Spune doar atât că a fost ispitit de Satan. Să începem să ne uităm această Evanghelie. Iisus merge cu scurt, condus de Duhul Sfânt. În pustiu se realizează intimitatea Sfintei Trăimii. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt conduce pe Iisus în pustiu. Și aici Iisus crește această intimitate, această siguranță, această singurătate cu Tatăl, ca singurătate cu seama bogăției. Iisus se pregătește pentru misiunea de a întâlni poporul. Și știm acest lucru, că pentru un bine mai mare trebuie să facă bine pustiu. Și această călătorie pustiu venit și poporul ales în momentul eliberării a trebuit să treacă pustiul timp de 40 de ani. Un loc în care poporul era departe de tentațiile lumii, era departe de ispita lumii. Și mergând în pustiu, era experimentat această lipsă a comunii oamenilor, a celorlalți oameni, dar a trăit în comunia cu Dumnezeu. Iisus trăiește în comunia Sfintei Trăimii, în pustiu. De aceea, experiența lui Iisus, Iisus este binefăcătoare pentru noi. Iisus a trăit în pustiu pentru ca oamenii să urmeze exemplul lui, să se retragă, să se retragă din tumultul lumii, din problemele vieții, pentru că liniște, omul se realizează mai mult. Dumnezeu vorbește mai mult prin tăcere și sfinții au experimentat totdeauna prin meditație tăcerea lui Dumnezeu, dar de fapt era glasul lui Dumnezeu. Era tăcerea exterioară, de parte de zgomotul lumii, dar era glasul care răsuna. În această liniște a pustiului răsună glasul lui Dumnezeu. Acel glas care vine stăpânire pe omul și îl transformă pe omul. Este Iisus, omul Dumnezeu, care în umanitatea sa se retrage în pustiu pentru a se realiza, a realiza această plinătate a Dumnezeirii din glasul Tatălui care le sună. Și aceste momente ale Trinității, de Sfânta Trinitate, Dumnezeu, le spune în momente importante. La botezul Ioan în Iordan, glasul Tatălui a răsunat și prezența Duhului Sfânt, Pite Polubeu, pe muntele Tabor, când Iisus
și-a arătat fața sa dumnezească și în multe momente ale vieții, când Tatăl vorbește și Iisus m-a dus de lucruri în pământ. În pustiu, el a fost ispitit de Satan. Este această ispită a realităților pământești și ispita diavolului, care se ascunde în dorințele simțurilor, în dorințele trupului, trupul care folosește, trupul care dorește din ce în ce mai mult, trupul care se răzbătește. Și această ispitire a Satanei este ca și această potrivire a lui Iisus la ispitele Satanei este un exemplu pentru noi. Omul chiar și în pustiu, chiar și liniștea rugăciunii, chiar și liniștea lucrări de prezentul lui Dumnezeu se simte ispitit. Este această luptă continuă a omului, a ființii umane, cu cel rău, cu Satana. Cu Satana care caută să pune stăpânire peste om și care realizează tot ce aceste două lume. Realizează neliniștea, realizează dușmânia, realizează ura. Această ură care încetul cu încetul, din păcate, îl ucide pe om. În liniștea pustiului se realizează însă armonia. Armonia lui Iisus împreună cu Iisus era împreună cu fiarele sălbatice, aceste animale violoase, pe care se temut și este o frică legitimă a omului, animale pe care le întâlnește omul doar după grad, în care omul stă dincolo de grade și animalele stau ferite de om, de această prezență fizică a omului, iată că în liniștea pustiului se realizează această armonie primordială în cartea Genezei, că nu era această frică și nu era această luptă a animalului pe existență, animale care se răneau din roadele pământului sau animale care se hrăneau și de la animale. Și, de fapt, și profetul Isaia scrie la Mesian că această ieră în care animalele se vor înțelege, în care lucrul stă mielul, în care chiar și copilul stă la vizina sarcului și se joacă sarc. Sunt această misiune a liniștei a păcii, care se realizează din liniște interioară, din găsirea prezenței lui Dumnezeu, care creează armonie, o armonie de plină. Deci păcatul este acela care creează dușmania, ura și care caută omul să fie împrăspit. Și această împrăspire este ce cu toate recintoarele Pământului, care în liniștea pustiului Iisus, în lucrarea sălbatice, arătând această pace mesianică răspunsă de profetul Isaia. Și în această liniștea pustiului Iisus este să rămâne în îngeri. Îngerul lui Dumnezeu. Îngerii care își slujesc pe Iisus. Îngerii care sunt în slujba omului, în slujba lui Dumnezeu. Și simte această prezență a îngerilor. În momentul în care omul nu este ispitit, simte prezența îngerului. Dar în momentul ispitei, simte prezența celui rău, îngerului rău. Dar în momentul armoniei Dumnezeu, omul simte această pace și trebuiască a slujitorilor lui Dumnezeu care sunt îngeri. Și Iisus Hristos se întoarce într-o lume nebună, pe misiune, o lume a urii, a dușmăniei, că se întorcă în sine în pustiu, el trece o altă realitate. Ioan Botezătorul a fost aruncat în pisoare. El care îl vestește pe Iisus, care îl proclamă venirea lui Iisus, este închis. Este închis și știu urmarea că Ioan a fost coborât în pisoare, dar Iisus începe predica sa. Predica sa în mijlocul acestui popor înrăit și spune s-a împlinit timpul, împărăția lui Dumnezeu este aproape, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Este acel mesaj pe care îl primim și noi. Convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru a ne converti, ne trebuie să trecem prin experiența pustiului. În întâlnirea noastră cu Dumnezeu, această experiență a pustiului se realizează în familie noastră, în casa noastră, prin meditație.
experimentați omul strâmbă în Dumnezeu. Și trebuie să căutăm liniștea, tăcerea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu să ne vorbească. Este această legătură care trebuie să se realizeze între om și Dumnezeu în liniștea taină în sufletul noastră. Vă trebuie să timpul vreau să mă convert în prima lectură de legământul lui Dumnezeu, acest legământ pe care în timpul postului trebuie să-l fie. Este legământul dragoste prin convertire. Și omul, dacă merge pe calea Domnului, dacă îl caută Dumnezeu, se va mântui. Această primire, această iluminare, cum am spus la începutul meditației, noi trebuie să căutăm această lumină a prezenței de Dumnezeu, lumina Duhului Sfânt, pentru a parcurge drumul vieții. Și această lumină găsim tăcerea meditației noastre. Și postul mare este timpul în care trebuie să ne luăm în viața noastră, să revenim distanța noastră cu Dumnezeu și mai ales meditând această dragoste de Dumnezeu care se realizează prin jertfa, jertfa crucii, care este calea spre mântuire, calea morții și învierii. Și acum să ne mântuim. Să ne mântuim. Pentru ca toți creștinii care au
răspundă în acest timp al postului mare lui Dumnezeu cu inițiative concrete de ascultare, de rugăciune și de pocăință. Să ne rugăm. Acceptă, Tatăl meu, Sfântul Senorul Tău, rugăciunea bisericii tale și dăruiește-ne ceea ce am cerut cu mare încredere, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Mesaroș Anghel Vasile. Profil. IT trainer. Studii. Universitatea București, Facultatea de Matematică Mecanică, 1971. Analiză de sistem, post-universitar CPECA 1975. Motivația lucrării, documentarea unor teme care m-au preocupat în ultimii ani. Pentru link-uri la lucrări, intrați pe Google, introduceți textul Mesaroș Anghel on.net și selectați site-ul.